Bine ați revenit la Mobilisimă acesta este MobiCase 223, cine ar fi crezut că o să facem atât de multe. Pe scurt, a fost o săptămână nu foarte ocupată, am avut mai multe lansări mai degrabă locale decât internaționale. A început Cupa Mondială, avem un nou flagship AllView și au debutat cele telefoane Vivo Nex cu periscopul ăla special numit Camera. Scăpări din ce mai multe pentru Galaxy Note 9 și foarte multe scăpări pentru telefonul Oppo Find X. Cam astea ar fi de săptămânii, o săptămână oarecum săracă la telefoane, dar bogată la distracție. A fost E3 2018 s-a lansat o căruță de jocuri și v-am zis telefonul View nou și cupa mondială. Noi o să începem cu telefoanele. Invitatul special al săptămânii este Olviu Soul X5 Pro. Cum s-a lansat, cum a fost anunțat, i-am și făcut unboxing. Avem de face și cu flagship-ul celor de la Olviu deocamdată. Costă 1499 de lei la precomandă. Vine la pachet cu un cadou, o box V-Base. Ce are Are breton de blocare facială 3D, și AI. AI mulțumită procesorului său în Mediatek Helio P60. Camera duală în spate și v-am prezentat în unboxing cât de rapidă este deblocarea facială. Spoiler! Foarte rapidă. Are baterie 3000 mAh, 4 GB de RAM, 32 GB de stocare, slot microSD, 16 MP în spate, 16 MP în față. Are și un nou AV pe care o să-l punem la treabă cât de curând. Asta este AllView Soul X5 Pro și prețul mi se pare foarte bun. Spuneam de Galaxy Note 9, hai să vedem ce am văzut în ultima vreme. În primul rând, am văzut că are 5 variante de culoare, inclusiv una maro. Bleh, nu prea îmi place, nu prea plac telefoanele maro, dar cu o husă de piele asortată. Mm, mm, mm. În fine, ar avea baterie de 4000 mAh, poziționarea camerei similară ca la Galaxy Note 8 și Note 9 ar urma să rebuteze pe 2 sau 9 august cu tendința mai mare spre 9 decât spre 2. Au apărut scăpări pentru Galaxy S10. Se zice că va renunța la earpiece, la difuzor pentru convorbiri, în favoarea unui difuzor mare cu tot ecranul. De fapt, difuzor de convorbiri integrat în ecran, tehnologie pe bază de vibrații prin craniu, cum am văzut la Sharp și cum am văzut și la alte câteva companii ultima vreme. Și am văzut și la televizoare, dacă nu mai la televizoarele Sony, și cred că și LG emit sunetul prin ecran. Câteva modele mai scumpe. Spuneam ceva de un telefon cu periscop, Vivo Nex S, Vivo Nex A s-au lansat oficial. Ele sunt uh, succesoarele lui Vivo Apex de la Mobile World Congress. Era un telefon concept, părea futurist și iată, la câteva luni distanță, deja e comercial. Ce fac telefoanele astea? În primul rând nu mai au cameră frontală, uh, nu au pusă pe panou frontal, au uh, într-un periscop care se ridică ca un fel de lift mic din zona de sus. Screen to body ratio de 91,24% și tehnologie specială screen sound casting, adică tot ecranul este difuzor, cam asta e treaba. Scanner de amprente în difuzor, procesor Snapdragon 945, 256 GB de stocare, wow, și 4000 de mAh bateria. Ecran Super AMOLED, Android 8.1 Oreo, Sincer să fiu, sună prea bine telefonul ăsta și ci că costă doar 780 de dolari, chinezii ăștia sunt nebuni, nu e o întâmplare că Vivo este sponsorul principal uh, al Cupei Mondiale, care e acum, zilele astea. Nokia a început să facă teste cu apeluri uh, de date 5G și teste 4G, 5G duale în China, deci da... Nokia realizează apeluri 5G în China și lucrurile merg foarte bine. Uh, treaba aceea cu dualitatea 4G-5G este ca backup pentru 5 g de la început. O să aibă nevoie să, cum să zic în engleză, să piggyback pe baza rețelei existente deja. Este vorba despre 5G New Radio, standardul aprobat anul trecut și China vrea să implementeze serviciile astea din 2020. Dar toată lumea o să facă și Europa. Sunt curios dacă asta o să fim și noi în primul val sau nu. În rest, uh, vești despre. Huawei Mate 20 Pro. Chipurile ar folosi un panou OLED de 6.9 inch produs de Samsung. Deja o dăm în tabletă, sincer să fiu, adică mulți zică telefoane de 6.5 inch in sunt mari, dar 6.9 inch, come on! Adică, come on! Foarte mare, foarte, foarte mare. Mate 20 cel standard ar avea diagonală de 6.1 inch, iar Mate 20 Pro e așteptat cu un procesor nou, Kirin 980 sau Kirin 95 ceva de genul ăsta. O cameră triplă preluată de la pe 20 Pro, dar îmbunătățită puțin și eu zic că n ca o surpriză, adică style ăsta, nu o să vedeți, sper și eu. Um, lansarea săptămânii la nivel internațional este pe bază de Xiaomi, Xiaomi Redmi 6 și Redmi 6 au devenit oficiale uh, cu procesoare Mediatek și display de 5,45. E o premieră aici, nu știu dacă ați citit cu atenție, sunt inaugurate niște procesoare Xiaomi Redmi 6 are procesorul Mediatek Helio A22, un quad core cu AI 4 core 12 nanometri și a fost și el anunțat la câteva zile după. Telefoanele astea sunt de buget, 2-3 GB de RAM, prețuri sub 100 de euro, asta e Redmi 6A. Redmi 6 e un pic mai scump, el are procesor Helio P22, 4 GB de RAM, 64 GB de stocare, VoLTE sau LTE, două cartele SIM, camera duală și Android 8 are o preț de 105 euro dacă are 3 GB de RAM, 132 de euro dacă are 4 GB de RAM. Vodafone a lansat telefoanele Smart N9 și Smart N9 Lite cu pe 18 pe 9 prețuri accesibile și N9 Lite-ul are Android Go. Vodafone Smart N9 are procesor Mediatek, 2 GB de RAM, camera 2 MP în față și în spate 13 MP. N9 Lite e ceva mai subțirel, ecran HD+, procesor Mediatek, doar 1 GB de RAM și cameră de 8 MP în spate. 85 de lire costel și rulează Android Go v seama că, deocamdată disponibil în Marea Britanie, o să ajungă și la noi, zic eu. Tot scapă Oppo Find X ăsta, adică a scăpat excesiv în ultimele zile. Wow! Deci are cameră cu zoom optic 5X, încărcare foarte rapidă apeluri video 3D, nu are difuzor, la vedere este inclus în ecran. Uh, posibil să aibă o cameră periscop pentru că chiar nu are cameră selfie are cameră duală, are spate din sticlă ecran AMOLED de 6.4 inch și uh, alte chestii speciale mi se pare inedit că îl prezintă la Paris pe 19 iunie adică de obicei chinezii stau la ei acasă fac eveniment acolo dar acum se duc la Paris mă aștept să fie ceva special și nu oriunde la Louvre uh, ceva special, special de tot Ok, um, cred că astea au fost toareștirile săptămâni, nu cred că am scăpat nimic, m-ajut la fail și win la fail, e ceva legat de o recenzie pe care am terminat o săptămână asta, e cu probleme. HTC U12 Plus are probleme, are un bug. Pe lângă faptul că nu s deloc de butoanele alea ataci în loc de cele fizice, ele sunt integrate în rama metalică a telefonului și cred că fac niște contacte electrice aiurea, pentru că eu cum pun mâna în spatele telefonului și încun deget în zona earpiece-ului, inevitabil când te uiți la un video sau joci un joc, se face un contact aiurea și se dă volumul mai jos sau mai sus. Deci se umblă la volum fără să pun degetul pe buton de volum. Am pățit asta la jocuri, am pățit asta când făceam poze, E un bug, sper să fie doar unitatea mea de test, dacă toate, avem probleme. Asta e failul săptămânii. Mai sunt și alte baguri, ecranul este galbui jos, este foarte slabă, o să vedeți recenzia lui HTC 12 Plus când e pe canalul YouTube. win E ceva cu prețurile zilele astea, ori sunt eu nebun, ori... mi se pare că de vreo săptămână s-a ieftinit foarte mult Uberul în București, cursele au început să fie mai ok, prețurile la televizoarele 4K au devenit ridicole, avea Evomag un televizor de 1000 de lei, 1000 și ceva de lei, wow, 4K și nu era rău, era marca Nei, când eram eu mic, Nei și Thomas, erau branduri bune, Thomas era aia cu Motanu. Apoi, jocuri de PS4 super ieftine, în Days of Play am văzut un joc de 40 ceva de lei, unul cu bă, trivia, Gada vor să s-a și el, FIFA 139 de lei, FIFA 18, ce se întâmplă aici? Ah, și gratuități. Quake Champions, gratuit pe PC, For Honor, gratuit de la Ubisoft și îl păstrezi toată viața, gratuit dacă le până pe 18 iunie. Black Ops 3, Call of Duty, gratuit. Deci, ocazia E3 au fost date numai jocuri din astea AA+, gratis. Deci, Call of Duty, For Honor, Quake Champions și alte câteva... Chiar e nebunie. De asta ar fi win-ul săptămânii. Acum trecem la întrebări. Iată ne ajungi la întrebări, să vedem, începem cu forumul unde Baciu Cosmin spune că are un Galaxy S6 aici și vrea să-l schimbe tot cu un Samsung. Să-mi iau acum S8 Plus sau să aștept un eventual Black Friday să mai scade S9 Plus? Crezi că merită cei 1000 de lei diferență între cele două pentru o cameră duală și 2GB de RAM în plus? Ce diferențe importante mai sunt? MERCI ai Galaxy S6 Edge și vrei să-ți S9 Plus, păi sincer, 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 a început să scadă foarte mult S9 și s Plus. În ultima vreme, nu știu, la debut avea vreo 1000 de euro S9 Plus și acum a ajuns să fie 3800 de lei sau 3700 de lei în nebunie. În ritmul ăsta, cred că o să-l prinzi la, nu știu, 3200 de Black Friday, zic și eu, poate vreo nebunie de 2900. Serios, la cum merg treburile, chiar ai șanse, zic să aștepți un pic pentru că na, totuși, camera duală, diafragma variabilă, cam merită S9+. Plus. Pe de altă parte se va ieftini și S8+, Plus, deci dacă e un buget mai mic, nu e mare diferență de telefoanele astea, ba chiar cred că posibil se bateria mai bune s 8 în fine. Uh, diferența de 1000 de lei, sincer, eu zic că nu prea merită da, nu mi se pare așa. Dacă ești genul de persoană care se joacă și care se uită la filme, nu o să simți nicio diferență. Poate doar să țineți 9 plus cu un an mai mult, dar deja vorbim de chestiile 2020-2021 aici. Stai să te gândești la viitor așa mult. Andrei Lotbrock spune că nu se referea la The Rain care are ploaia, ci la Dark. Da, mi-am dat, mi, seama, mi seama că am făcut o gafă ultima oară. Am crezut că te referi la serialul ăla The Rain danez. Te referi la cel german Dark? L-am văzut, da, e foarte bun. Este Stranger Things, dar mai întunecat, mai nemțesc, mai serios. E cu time travel și e foarte bine făcut, deși a trebuit să mă uit de două ori la anumite faze, pentru când nu am înțeles. Și m-a enerva limba, cred că era subtitrat, dar nu era dublat, na, a enerva oricum limba. Foarte bun Dark, chiar mi-a plăcut. Nu i s-a făcut hype destul și e Stranger Things, dar mai, nu știu, mai european, mai hip, Uh, Cristi Costin, Samsung Galaxy Folder, când facem box la acest telefon? A, ah, pe bune, un japonezism colorat, telefon de femei cu clapetă, nah, nu o să ne dea niciodată nimeni așa ceva în teste. Culmea e că mie îmi sură telefonul ăsta cu clapetă, am așa o nostalgie și o simpatie, dar câte vânzări au astea în România, câtă lume le caută și ce le vând. pe bune acum. Eu aș face numai să ne dea. Și mă întreb când fac review la Blue Boy 3 ce să zic, eu zic că până la final de iunie o să ai review, e o perioadă mai complicată, Cupa Mondială, concedii, multe telefoane, lansări, așa că take it easy. Asta a fost pe forum, pe YouTube, BO2S m-a întrebat, părere Xiaomi Redmi 5 Plus, uh, super, baterie și o cameră care nu-i chiar ea, îl am de 19 zile, nu s-a blocat dată. felicitări. Tor, am văzut Xiaomi Mi6 la 1700 lei și e mult prea bine, telefon cu Snapdragon 835, da, e chiar ok. Camera asta nu se compară cu alte flagship-uri de anul trecut, camera selfie fi foarte bună în schimb, bateria nu mai știu, cred că și bateria era ok. Vezi ce am zis noi în review acum, înainte să-l iei la 1700 de lei, ce să zic, e ideea că dacă mai pui 700 de lei ți iei un Zenfone 5Z care are să te întreagă în 845, ăla preț. Ștefan Ștef, salut, ce telefon folosești de zi cu zi? Un unboxing a telefonului Huawei pe smart, un review pe când? mulțumesc pentru respect pentru munca depusă. Vreau să atrag atenția multora, trăgând linia și în ultimele luni, cel mai solicitat telefon la review al nostru este Huawei pe Smart. Sper să vadă cine trebuie treaba asta, sper să o vadă Huawei, să o vadă Vodafone și retailerii. Oameni buni, se cumpără Huawei pe Smart în draci. Cred că mi l a cerut cel mai mult de până acum, deci înseamnă că se cumpără sau este solicitat. Să vedem care e treaba cu el. Ce telefon folosesc eu în zi cu zi? Păi iPhone 7, uh, iPhone 5 unor mai aduc la viață, mai degrabă nu. În rest ce? Un Galaxy S5 mai fac așa niște gaming, dar e crăpat cam asta ar fi telefoanele mele de zi cu zi. pe viitor, nu știu, cred că o să mă orientez la un telefon de gaming, un ROG Phone, un Black Shark, un alt, un ceva de gen, vedem. Live Sky. Salutare tuturor, am o întrebare. Am un LG G4, vreau să-mi iau un telefon nou, dar din gama celor sub 2400 de lei. M-am uitat destul de mult pe canalul Mobilissimo, au rămas între două modele în 2018. Vreau o cameră bună, baterie puternică am de ales între Zenfone 5, și Nokia 7 Plus, de ce sau voia să alege altceva? Păi ai întotdeauna opțiunea Galaxy A8 2018, ai motorul la Moto X4 și Xperia x 2 și x 2 Ultra, cam astea se bat în zona asta high mid range. Zenfone 5 este bătut de Nokia 7 Plus la zoom și la baterie, e destul de arătos, e destul de fâșneț la software. Tu spui că vrei să cumperi ceva sub 2400 de lei, dar poți să dai fix 2400 de lei pe Zenfone 5 cu Snapdragon 945. Dacă vrei ceva mai ieftin, să mă gândesc că... Galaxy S8 o fi ajuns la bani, nu cred încă, poate ți un Galaxy S8 la mâna a doua, eu știu, vezi cât e un Pixel 2 XL la mâna a doua sau Pixel primul XL, cam astea ar fi gândurile mele. Eu ți-am zis, Zenfone 5, Nokia 7 Plus sunt ok, Moto X4, Xperia X2, X2 Ultra și Galaxy A8 2018, toate astea, Galaxy A8 2018 e prima recomandare și a doua Nokia 7 Plus, super baterie, super camera, exact ce vrei tu. În afară de boche. Uh, Epic Wolf, salut Alex, merită să schimb Huawei P10 Lite cu Galaxy Note 8, ce diferență mare. Sau un Galaxy S8 sau plus, ce alege. Camera, baterie, jocuri, care este mai bun cu Samsung Dex, mulțumesc anticipat. Păi eu fiind gamer și om care se uită pe Netflix, o să iau Galaxy Note 8. Nu o să folosesc Pixul, dar îmi place imersivitatea și ecranul la uriaș. Acum n-aș vrea să iau și S8 plus, că și ăla are ecran mare, dar cred că este mai bun Note 8 la gaming. Nu știu, îmi place mie mai mult ecranul Note 8 la gaming, dintr-un motiv sau altul. Vezi că ține bateria, am impresia că Note 8 a fost un pic mai subțire la baterie, Ala să fie factorul tău de decizie. Hai să zicem o să mergi pe SOP plus și nu o să fii supărat. Adi Borza, Snapdragon 945 are suport pentru cameră dublă de până la 16 plus 16 megapixeli. Dacă un producător pune o cameră dublă cu număr mai mare de pixeli ce se întâmplă? Uh, ciudată întrebare. Ce, crezi că explodează? Ce Nu are cum să pună dacă nu suportă mai mult de atât, nu prea are cum să pună altceva. Deci e o întrebare ciudată asta. Nu suportă, nu-l pui, simplu. Sau, nu știu, fac eu un workaround, ceva, nu știu, ciudată întrebare. I la mic e cel mai tare HTC One M9 în 2018 ce părere ai? Oh, oleo, stay away, stay away, rău de tot A fost un telefon plin de baguri, A fost un eșec One M9 uh, L-am prins cu măța în sac când s-a lansat uh, Supra încălzire, apoi a scos o versiune nouă Și tot a fost unul bun HTC a scos ceva gen unul bun, două proaste Sau două bune, unul prost Hai să vedem M7 a fost bun, M8 a fost bunicel, M9 a fost slab 10 -le a fost ok, 11 -le a fost destul de ok 12 -le e slab Deci două bune, unul prost Ok. Alex Vulcu, salut Alex, o părere între Galaxy 8 2018, U11 Live sau Nokia 7 Plus? Primul și al treilea. A8 2018, 2018 și Nokia 7 Plus. Mă interesează calitatea ecranului, autonomia, cât de smooth de softul și camera. Păi, cred că Galaxy 8 2018 e tăticul lor la faza asta. Vezi ce software are și cât de repede a fost actualizat. Nokia are un mic plus aici, are o colaborare și o, ceva, o parteneriat și maker cu Google. Marcian Budnariu, ce părere despre telefoanele Yumi Digi? Crezi că merită banii? Uh, nu. Nu prea. Nu prea mi-au plăcut telefoanele astea. Uh, au baguri, sunt făcute destul de prost, uh, chiar dacă o baterie mare nu livrează foarte mult. În general, brandurile astea, Ligu, BluBu, Yumi, Yumi Digi, numele astea mai ciudate. Mm cred că doar ăia de la Verni m-au impresionat, plăcut până acum. Mă rog, și Blubu mai scapă cu un telefon bun, dar mai multe proaste decât bune, deci cred că doar Verni. Vezi ce fac ea de la Verni, dacă mai trăiesc în ziua de azi, se închid firmele imediat. Sebi Boss, salut ce alege între Huawei pe 20 Lite, Galaxy A8 2018, aș vrea să-mi iau unul din ele, ambele o cam același preț. Aș vrea să fac poze decente, efect bokeh de preferat, să fie decent la gaming, să o dă bine. Pe 20 Lite, Galaxy A8 2018, îmi pare rău că n-am testat pe 20 lite încă. Galaxy 8 2018 îl recomand, cred că l-am tot recomandat în podcastul ăsta, ai vă dau și variante, motor la Moto X4 și el bun la treaba asta, Nokia 7 Plus, Xperia x 2 Ultra, pentru că îmi zici că vrei boche și gaming, boche și Xperia nu prea se pupă, deci nu, nu prea sunt telefoane care să facă boche bine zora midrange, serios acum, toate au baguri la boche, Moto X4 are baguri la boche, Nokia 7 Plus are baguri la boche, Zenfone 5 Zenfone 5 nici el nu știu, știu, știu ce la boche dar cred că e cel mai bun la capitolul ăsta dintre toate astea. Deci dacă vrem, oh, o să ai boc, ești observat de el, ia-ți Zenfone 5. Cristian 2, 3, 4, 5, 6, 1. O să faci forne mobil pe Android când se lansează? Bineînțeles, ho, ho, dar cum să nu? Dar tare mic o să aibă cerințe mari și o să meargă mai greu, nu o să fie deci de acolo. Ok, cam asta a fost cu întrebările, trecem la diverse în secțiunea diverse pe bază de filme și jocuri. Sper să nu mă încurc aici cu o de jocuri de la E3 2018. Vreau să ne ocupăm ca lumea de treaba asta. <coughs> Hai să începem. Uh, înainte de trei am două seriale pentru voi. Unul este Impuls, uh, impresia că e făcut de YouTube, este YouTube Originals. Impuls asta este un fel de 13 Reasons Why cu super puteri. Dacă mai țineți, mă minte filmul din 2007 Jumper cu Hayden Christensen, ăla din uh, Star Wars-urile alea, ăla când era Darth Vader mai tânăr, în fine când era el om. Uh, juca în jumper și avea puterea să teleporteze oriunde pe glob. E bine, din jumper a derivat Impulse, serial nou, este cu o fată de liceu care are o fel de crize de epilepsie, care deformează tot în jurul său și o teleportează înapoi în pat acasă. Și când pune un băiat mâna înapoi într-un mod mai iure, se teleportează acasă și distruge mașina, îl bag în comă tatăl băiatului crede că au venit niște mafioți și l-au bătut pe fisu și o bagă și pe aia treaba asta cu mafia și am văzut doar trei episoade până acum. Fata la liceu și are acțiunea aia în 13 Reasons Why doar că cu super puteri și e destul de ok, așa merge. Se numește Impuls, vedeți cum o găsiți. Apoi HBO a început Succession, dacă mă țineți minte filmul ăla cu jurnaliști, The Newsroom, tot un fel de treaba asta e, este o familie care deține niște trusturi de presă, niște moguli, un fel de Dan Mulțic cu mulții cu 1000, 100 Sunt personaje foarte neplăcute, foarte înțepate și foarte nu știu, e bătălia eternă între tată și fiu, tata are un imperiu, fiu este lăsat afară de business și um, sunt scrise destul de bine treburile astea, nu știu dacă le-a scris Aaron Sorkin, că le este Dumnezeul scenariilor, în fine, gata, este ne-am cu serialele astea, hai să ne apucăm de jocuri. La E3 2018 am văzut următoarele jocuri, am văzut Death Stranding, Hideo Kojima rămâne nebun, știți că joacă Norman Reedus din Walking Dead și Mads Mikkelsen din Hannibal. Uh, Death Stranding este o ciudățenie ce să vă zic eu, este un univers paralel sau un viitor în care toată planeta este poluată și plină de petrol, oamenii se feresc de spirite monștri și folosesc bebelușii care prezic viitorul într-un costum de fan curier. Cam asta, nu pot să explic mai mult de aici. Ce să zic, personajele care apar plutesc în cer, cum făceau monștrii mai supranatural din Metal Gear Solid, deci, na, Uh, am înțeles că pe viitor veți putea interacționa cu mediul și chiar ieși din corpul personajului și recupera obiecte când muriți, deci poți să vă să sufletul din corp, asta poate să fie ceva foarte interesant. Jocul este pentru PS4, nu are dată de, de lansare și na, cam asta știm despre el, deci House Maxim, am văzut teaser și tot am înțeles nimic. Um, știm că Troy Baker, eternul Troy Baker o să facă parte din vocea asta. Hai să vedem acum. Uh, s-a mai anunțat și Ghost of Tsushima, tot la E3 2018, pentru PlayStation 4. Este un action-adventure cu elementele stealth. Uh, urmează să se anunțe data sa de lansare. E realizat de Sucker Punch Productions și publicat de Sony. Are un univers open world în care veți explora și se bazează foarte mult pe samurai și cultura japoneză. E vorba despre insula Tsushima în timpul invaziei mongole a Japonii, sincer să fiu numiți mai în cult, dar nu știam că mongolii s-au dus chiar și în Japonia. Wow, după ce au ocupa China, s-au dus și în Japonia, foarte tare. Action adventure stealth, perspectivă third person, un univers superb pe care îl puteți explora fără probleme. Avem și un grappling hook, gen Batman. Un alt joc super așteptat prezentat acolo este Cyberpunk 2077, e făcut de oamenii care au făcut Witcher, uh, CD Project Red. Um, Lucrează la el de multă vreme, va fi pe Windows, PS4, Xbox One. Este adaptat din jocul uh, Tabletop Cyberpunk 2020 și are loc la 57 de, de ani într-un univers distopic Night City, California. Un univers open world, șase regiuni uh, diferite. Jucați în first person și sunteți un mercenar uh, personalizabil. Urmează trendul ăsta cu filmele, știți voi, uh, Blade Runner și toate filmele astea se în ultima vreme. Cominezi între Blade Runner și Deus Sex, cam asta îl văd eu. Puteți face upgrade-uri în stil de U sex și aveți clase de personaje Netrunner, Techie și Solo. Um, în rest, ce să mai zic, judecând după faptul că e făcut de oamenii de la CD Projekt Red, este un univers gigantic, o grămadă de side quest-uri și foarte mult șarm și umor, ca așa avea Witcher-ul. Apoi, Gears of War, Gears of War 5, mă rog, este aici Gears 5 aparent, va susi exclusiv pe Xbox, probabil și pe PC, evident. Uh, se accesă foarte mult pe Kate Diaz de această dată, nu pe nenea ala solid care era și principal până acum. Kate Diaz are niște halucinații și uh, niște tripuri din trecut. Am înțeles că o rudă sa mama sa ar fi uh, capturată niște extraterestri și a devenit un fel de regina lor. Și aveți omorât o grămadă de spawn de alea și locust. În principiu totul un mindless shooter, nu vă aștepta la cine știe ce. Uh, de asta spar part 2 s-a lăsat cu un sărut între fete, trailerul, joc Action Adventure Survival Horror, realizat de Naughty Dog, aia care a făcut Crash Bandicoot, ar trebui să vină pe PS4, nu știu ce să zic, anul ăsta, la anul, nu se știe încă sigur, Troy Baker, Ashley Johnson, își iau rolurile ca Joel și Ellie, este actorii vocali și povestea este scrisă de către Neil Druckmann, uh, muzica este compusă de același om, Gustavo, ca în primul joc ce să mai zic în rest, l anunțat de vreo 2 trei ani să lucreze de ceva vreme și încă niciun semn. Vreau să vă știu un gameplay ca lumea. Am văzut numai cutscene-uri în care Ellie se sărută cu femeie numită Daina și cam atât. Ar fi o realizare tehnologică. Sărutul ăla, felul în care s au sărutat fetele la 2, este o realizare tehnologică nemai văzută până acum pentru că arată foarte credibil. Până acum săruturile din jocuri animate nu credibile. În fine, vine și Metro Exodus, multă lume e hyped cu treaba asta, oamenii au citit cărțile și comic urile și sunt soar, foarte hyped. Vine pe 22 februarie la anul, first person shooter, realizat de o echipă din Ucraina și Malta. Este al treilea joc din seria Metro, se bazează pe cărțile lui Dmitri Glukovski și este urmașul după evenimentele din Metro 2033 și Metro Last Light. Este un survivor horror cu elemente stealth, se întâmplă în fosta federație rusă, într-o zonă post-apocaliptică, deci practic un fel de stalker mai deștept. În rest, ce am mai văzut? Am mai văzut uh, Devil May Cry 5, Dying Light 2, Last of Us 2, Marvel Spider-Man, Kingdom Hearts 3, abia aștept Resident Evil 2 Remake, vine la anul ianuarie, oh my god, abia aștept Fortnite pe Switch, Super Smash Bros. Ultimate și gata cu jocurile. Trecem la fotbal, a început cupa mondială 2018, Rusia a demorat, demolat Arabia Saudită cu 5-0, deși Arabia a avut posesie 60%, și la ora asta se joacă Portugalia cu Spania, Portugalia era 1-0 prin Cristiano Ronaldo și hai să facem niște predicții, am live score în față, hai să vedem, până acum Egipt, Uruguay 0-1, Maroc, Iran 0-1, Portugalia, Spania 1-0, hai să vedem pe 16 iunie, deci Franța, Australia, fac o predicție asta, așa, așa. 3-1 sau 4-1, chiar 3-0 sau 4-0, Franța stă foarte bine, Peru cu Danemarca. U, este meci de la de 2-2. Hmm. Dau danezii gol cu capul și Peru are unul cred cu capul. Nu știu dacă mai joacă Pizarro la Peru. Hmm. Complicat. se de la de 0-0, 1-1, 2-2. Meci strâns oricum, 1-1 și goluri cu capul. Apoi Argentina-Islanda. E, Islanda e echipa mea preferată. Joc cu ea la FIFA, joc cu ea peste tot. Ce să zic, bate Argentina, doar o să rămână Messi pe din afară. Cu 2-0, 3-0. Poate deși Islanda un gol, în fine, Croația, Nigeria, imposibil de prezis, se poate întâmpla orice, poate să fie 3-1, 1-3, 5-1, Asta sunt predicțiile pe 16 iunie, 17 iunie, ia să vedem, Costa Rica, Serbia, A, pf, țara în care se află udrea cu Serbia, serbii sunt duri, costaricanii sunt driblaji, costa, portarul Costarici este la Real Madrid, deci nu se ia foarte multe goluri, hai să zicem un 1-0 chinuit. 2-0, treaba de asta, Brazilia, Elveția, ăsta wow. asta poate să fie o surpriză, cum a fost la un moment dat, cu vreo 8 ani, în 2010, Spania, Elveția, pătut Elveția cu 1-0, Brazilia, Elveția, ce să zic, 3-2, ciudățenia de asta, așa presimt eu. și Mexic, Germania, Germania, Mexic, de fapt, pa, iar e complicat. Asta e de la de 4-2. Mergi de 4-2. Adică o să dea multe goluri mexicani, dar o să dea multe și germanii. Să fie distracție maximă. Și luni, sau când pică 18 iunie, că deja nici nu mai știu. Uh, păi să vedem, Suedia, Corea de Sud. Oh, uh, o, o să fiu o la maximă, 0-0, clar. 0-0, clar. Belgia, Panama, îi demolează, 5-0. Tunisia, Anglia, uh, englezii zis varză, adică o să bate, evident, dar cu puțin, așa, 1-0, 2-0. Cam asta ar fi predicțiile mele, uh, dacă aveți sub 18 ani nu pariați, dacă aveți sub 18 ani Pariază, la cu măsură, nu puneți prea mult, am zis și eu niște predicții așa. Cam atât mobilisim, asta a fost 2 223, fotbal, jocuri și vacanță. La revedere!